Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut astăzi o conferință de presă care a cuprins mai multe subiecte importante. Una dintre cele mai importante este cu siguranță faptul că socialdemocrații au finalizat textul moțiunii de cenzură și au hotărât numele viitoarei propuneri de premier în persoana lui Alexandru Rafila. În continuare vă vom prezenta conferința de presă a liderului PSD. Astăzi am finalizat textul moțiunii de cenzură la adresa celei mai dezastruoase guvernări din ultimii 30 de ani. Este textul cu care vom pleca să negociem cu alți parlamentari decât cei ai Partidului Social Democrat și textul pe care îl vom prezenta partenerilor sociali. Textul moțiunii este România eșuată, recordul fantastic al guvernului Câțu. Este o moțiune de cenzură care își propune să răspundă simplu, clar și documentat la câteva întrebări. Respectiv, dacă românii trăiesc mai bine ca în urmă cu un an și jumătate, își permit românii mai multe lucruri decât în urmă cu un an și jumătate, este mai puțină sărăcie în țară decât în urmă cu un an și jumătate, este România mai respectată în Uniunea Europeană sau în lume? Răspunsul este evident că nu. În guvernarea de dreapta, România trăiește pe o zi pe alta din împrumuturi de zeci de miliarde de euro la niște dobânzi extraordinar de mari, cele mai mari din Uniunea Europeană. Prețurile au explodat, facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit un lux, iar benzina a depășit 6 lei pe litru. Alocațiile, salariile și pensiile sunt înghețate. Firmele românești nu au primit niciun ajutor. Fermierii nu și-au primit subvențiile. Nu se dau bani nici la stat, nici la privat. Acestea nu sunt lucruri fantastice, așa cum spune domnul Câțu. Mai mult, guvernul Câțu trebuie să plece pentru că vrea să transforme pensia în ajutor de mormântare. Guvernul Câțu trebuie să plece pentru că și-a bătut joc de șansa României de a reveni după criza sanitară și cea economică. Singurul scop real în PNRR a fost să încerce să dospească miliarde de euro pentru firmele de consultanță sau firmele de casă ale Partidului Național Liberal sau USR. Guvernul Câțu trebuie să plece pentru că a ratat total campania de vaccinare. 25% din populație a fost vaccinată cu cel puțin o doză în România, când media europeană este de 50% și ne aflăm pe locul 25 din 27 de țări europene. Mai mult, la nivel mondial, ne batem cu Macao pentru ultimul loc. Acestea sunt motivele pentru care guvernul Câțu trebuie să plece și imediat după această conferință de presă voi avea o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor, urmând ca în următoarele zile să am întâlniri cu reprezentanții patronatelor, IMM-urilor, astfel încât această moțiune de cenzură să aibă o susținere cât mai largă în societate. Vom continua paralel să avem discuții cu toți parlamentarii sau grupuri parlamentare care doresc să susțină această moțiune de cenzură. Considerăm că România nu poate fi un stat eșuat. Răspund întrebărilor dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, bună ziua, Larisa Bernaschi, observator Antena 1. Aș vrea să vă întreb, domnule Ciolacu, dacă veți negocia inclusiv cu parlamentari din tabăra puterii, și aici mă refer la cei de la Partidul Național Liberal, unde ați putea să găsiți eventual câțiva trădători, tocmai în contextul în care există această tensiune între Câțu și Orban. Eu sper că la sfârșitul
acestei sesiuni să scăpăm de acest guvern. Cu alte cuvinte, vom duce negocieri cu toți cei dispuși să voteze această moțiune de cenzură. Inclusiv Partidul Național Liberal? De la toate formațiunile politice. De aceea noi am finalizat textul moțiunii și îl începem pe acest text finalizat să ducem negocieri. Când depuneți moțiunea? Săptămâna viitoare. Această moțiune va fi votată în această sesiune. În cazul în care va trece, anunț pe parlamentarii Partidului Social Democrat, în primul rând, că va urma o moțiune extraordinară de numire, o sesiune extraordinară de numire a altui guvern. Cu ce variantă vine Partidul Social Democrat? Veți vrea un guvern de Uniune Națională sau un guvern cu premier al Partidului Social Democrat? Dacă ținem cont de spiritul Constituției, este normal ca Partidul Social Democrat, partidul care a câștigat alegerile, să vină cu propunerea de prim-ministru. Restul rămâne să le discutăm după ce această moțiune va trece. Sunteți pregătiți să vă asumați guvernarea în cazul în care moțiunea de cenzură trece? Categoric. Dar am spus acest lucru. E o datorie, în primul rând. Vreau să vă reamintesc că românii au dorit ca Partidul Social Democrat să desemneze primul ministru. Pentru că altfel nu ne-ar fi votat și nu am fi câștigat alegeri. Domnule președinte, de ce nu ați discutat înainte cu cei de la AUR să semnați împreună această moțiune? Pentru că avem strategia noastră de partid și, îmi cer scuze, o facem în interiorul partidului. Cine ar putea fi acel prim-ministru PSD? În acest moment e o decizie a partidului. Domnul Alexandru Rafila este propunerea de prim-ministru. Toate aceste lucruri vom discuta în interiorul partidului dacă moțiunea va trece. Care ar putea fi partenerii de guvernare dacă PSD va... Toate aceste lucruri le vom discuta după ce moțiunea va trece. Poate să fie și un guvern minoritar al Partidului Social-Democrat. Excludeți de la o viitoare guvernare PSD? N-am înțeles. Excludeți vreo colaborare cu vreun partid dacă totuși reușește să... Am exclus colaborarea cu Partidul Național Liberal. Deci ați putea cu USR? Am exclus colaborarea cu Partidul Național Liberal. Haideți să vorbim toate aceste lucruri după ce trece moțiunea. Și cred că dacă va trece, președintele României va intra totuși în spiritul Constituției. Dacă nu mai aveți întrebări, mulțumesc mult!